Bună seara, stimați telespectatori, sunt Titi Sultan. Televiziunea 6TV ne oferă posibilitatea de a scoate în evidență cele mai importante evenimente pe plan intern și extern în cadrul emisiunii Lumea în 7 zile. Și în acest context al actualității politice interne, în primul rând, aș vorbi despre situația creată astăzi în cadrul Comisiei Juridice de la Senatul României, care, pentru analizarea motivelor întronate și întemeiate sau nu în acele acte juridice care conțin aspecte ce îl incriminează pe președintele Senatului României, domnul Călin Popescu Tăriceanu, nu au întâlnit quorumul de prezență pentru a studia actele și faptele existente în acele dosare. Mă refer la faptul că din 11 membri ai Comisiei au fost prezenți numai 5. Ce se întâmplă în acest context? Contextul privește, din punct de vedere constituțional, că avizul Comisiei Juridice este unul obligatoriu, fiind un aviz care scoate în pregnanță competența unor persoane care, în cadrul Senatului României, pentru că aici vorbim de fapt a unui senator, membru al Senatului României, ar putea avea un aspect de analiză, zicem noi, temeinică, în condițiile în care ai timpul necesar ca să studiezi acele aspecte, aspecte de care, prin acel aviz, Senatul României ar ține cont atunci când s-ar pune în discuție imunitatea parlamentară a demnitarului respectiv. De aceea, în Constituție, la articolul 72, care se referă la imunitatea parlamentară, se precizează în alineatul 1 că deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, absolut firesc. Fapte sau aspecte care și în cazul președintelui României sunt aplicabile, adică se bucură de o astfel de imunitate, numai că în cazul alineatului 2, deputatul sau senatorul poate fi trimis în judecată pentru fapte care nu au legătură cu exercitarea mandatului, dar nu poate fi reținut, arestat sau percheziționat fără încuvințarea camerei din care face parte, după ascultarea sa, competența de judecată aparținând în alte curți de casație și justiție. Însă, în caz de infracțiune flagrantă, deputatul sau senatorul poate fi reținut și supus percheziției, ministrul justiției având obligația de a-l informa neîntârziat pe președintele camerei din care face parte deputatul sau senatorul în legătură cu luarea unei astfel de măsuri. Însă, dacă Senatul sau Camera Deputaților consideră că nu există motive temeinice pentru luarea acestor măsuri, dispune imediat revocarea acestora. Acesta ar fi unul din, zicem noi, aspectele cele mai importante ale politicii interne în acest moment. Bineînțeles, se poate discuta foarte mult și o să discutăm în cadrul acestei emisiuni despre oportunitatea ordonanțelor de urgență în materia modificării legilor penale, poate de legea bugetului de stat și de alte aspecte. În concordanță cu aceste subiecte pe care le vom dezbate astăzi, am onoarea de a-l avea ca invitat și ca partener de platou în dezbaterea acestor probleme pe domnul deputat Nicolae Bacalbașa. Bună seara, domnule deputat. Seara. Deputat, om politic, scriitor, medic, profesor universitar, doctor și membru al comisiilor, grupurilor de prietenie cu Lituania, Franța și Rusia în cadrul Parlamentului României, membru al Comisiei de Cultură, Arte, Mijloace de Comunicare în Masă în cadrul Parlamentului României. Încă o dată, bună seara, domnule deputat. Mulțumesc pentru prezența în această emisiune, ca întotdeauna prezența dumneavoastră atrage foarte mulți telespectatori dornici de a vă asculta opiniile în legătură cu cele mai importante probleme politice ale momentului. De aceea vă întreb, ce ați mai făcut în ultima perioadă? Pentru că sunt circa două luni de când nu ne-am mai văzut. Domnule, am supraviețuit,
ce reprezintă o performanță și în condițiile vârstei și sănătății mele și în condițiile contextului real politic al României. Da. Eu vă doresc multă, multă sănătate și o activitate politică cât mai competentă. Nu m-a lovit nici damblaua, nu m-a călcat nici mașina. N-avea de ce. Ca să mă exprim altfel. Cu toate că anul trecut ați avut un mic conflict generat, bineînțeles, nu de dumneavoastră, cu anumite persoane care sunt manifestanți, pot să spun, ca profesie, deci manifestanți de profesie, și ați fost îmbrâncit. Care mai este situația acelui aspect? Știu că ați depus o plângere penală pentru ultraj, noastră fiind demnitar al statului român. Ce s-a mai întâmplat? Ați primit un răspuns ce până mi acum? S-a întâmplat mie este în cadrul valului de terorism soft, blând, făcut de grupuri organizate, plătite din străinătate. De unde trebuie știm? Să vedem, nu, dacă știm foarte ceva. Clar, pentru trebuie că verificat. Oameni din structurile care trebuie să aibă ca sarcină apărarea legii în România au documentat plata pe un model strict al serviciilor secrete cu criptomonede. Deci care nu pot fi urmărite. Sigur, ăsta în afara oricărei trasabilități. Și există un dosar în lucru de cei care se ocupă de criminalitate organizată, pentru că e o formă de criminalitate organizată. Sigur că aceasta arată că sistemul cu S mare nu este unitar și se produc și scăpări, ferestre, cum de exemplu s-a produs fereastra privind activitatea, putem spune acum, grup infracțional de la DNA Ploiești, pentru că a fost documentat și stabilit ca atare de organele de justiție din România. Da, domnul Negulescu fiind deja exclus iar de magistratură. Unul dintre tartorii săi a fost exclus din magistratură și mai are... Bine, grupul infracțional între ghilimele, puteți spune, pentru că mai este ceva timp până când instanța de judecată se va pronunța printr-o soluție cât definitivă. Cât timp a fost la exclus momentul de față, din magistratură? Putem vorbi de indicii, da. Putem indicii. Vorbi foarte clar sunt indicii. De acest lucru. Deci s-a pronunțat. Da. Un numai organ că... abilitat să se pronunțe corect. În sensul ăsta. Însă să reamintim telespectatorilor că în România, principiul respectării prezumției de nevinovăție este un principiu constituțional sfânt. Sfânt. Da. Ca atare, acum s-a pronunțat și Curtea Supremă, deci prezumția de nevinovăție pentru este exclusă, în cazul domnul Negulescu este exclusă. Corect. Bun. Acum în cazul dumneavoastră certitudinea de vinovăție. Da. Asta, avem certitudinea de vinovăție. Deci iată cum anumite lucruri din când în când se sparg norii și mai vedem realitățile neplăcute de la noi. În cadrul acestor realități neplăcute este un grup de indivizi care atacă demnitari dintr-o singură orientare politică. Deci sunt un instrument și, de agresiune politică și PSD și ALDE. Dirijată să nu uităm de împotriva majorității aflat, parlamentare aflate la guvernare, care a generat un guvern și care... Legitim. Un guvern legitim. Un guvern legitim. Ales legitim. Deci, dacă vreți, eu o văd ca o formă de terorism soft și care ar trebui, să, după părerea mea, să facă obiectul unei structuri ASRI numită pentru protejarea Constituției. Da, 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 e o direcție. Din nefericire, e o direcție, da, nu știu în ce măsură face, dar nu s-a văzut acest lucru prin curmarea activității acestora. Eu am fost numai unul din numeroșii, așa zis, demnitari. Există o categorie numită demnitar care are anumite obligații și anumite protecție juridică. Sigur.
în virtutea acestui fapt, de o bandă organizată, așa o numesc eu, am depus plângere la procuratură, am fost audiat de o doamnă foarte civilizată, cum mi s-a părut mie, extrem de plăcută și care mi-a și trimis un răspuns. Deci vreau să spun că tot incidentul a fost filmat. Da. Nu e pe vorbe. Da, toate că de posturile fapt, au dat. Trei da. Din acești indivizi au declarat că eu l-am lovit pe numitul Marian Ceaușescu sau mă rog Marian așa. Marian Mogoșanu, așa îl cheamă. Cum îl cheamă? Da, zis Ceaușescu, zis da. Zis Ceaușescu și ăsta e numele sub da, care da, da. Apare peste îi place tot, să da. Apară peste tot. Cu ambii pumni în plex, eu ducând o servietă, ceea ce se și vede filmat. Și oricum, fiind un om care nu puteam să mă opun fizic din motive obiective, fiind în momentul ăla ca șobolanul înghesuit între indivizi agresivi și profesioniști ai agresiunii, deci, după părerea mea, trei declarații minciunoase care sunt sancționate de lege când se fac pe jurământ da. La, în fața justiției, iar doamna a considerat că lovitura cu palmele care pe mine, da. Un individ de 100 de kilograme, m-a deplasat. V-a dezechilibrat, am văzut că era ceva era... sport normal, cădeam da. Grămadă și ori mă călcau aia în picioare, ori îmi spărgeam capul. Culmea că mi s-a întâmplat chestia asta spontan. Da, la unde? La Sulina? Sau unde la Sulina, la unde Sulina. Era să și mor. Oh, Doamne ferește. Cu traumatism. Discutăm și acolo, pentru că au fost multe speculații. Dumneavoastră, practic, ați vrut să fotografiați ceva, v-ați împiedicat? M-am deplasat cu capul în sus și fără să mă uit sub picioare. Și v-ați lovit de asfalt sau ceva? Nu, m-am prăbușit din poziția asta, lovindu-mă de piatră, cu fractură deschisă de piramidă nazală, cu un traumatism craniocerebral grav, cu rupere de dinți. Într-o vineri. Mă rog, am scăpat. Era într-o cu zi mult de noroc de, da. Cu viață, da? Lăsăm la o da. Parte. Deci revenim fără, la cazul... Fără să fiu împins, da. Mi s-a întâmplat. Da, da, da. Da. Deci, forța cinetică de a deplasa un porc de 100 de kilograme... Între ghilimele, forța lui Ceaușescu, va. Tot dar acolo, ajungi și la Sulina. Doamna procuror consideră că chestiunea asta nu e o lovitură, ca atare nu s-a întâmplat nimic. Mă întreb dacă eu, de exemplu, cum adică aș fi aplicat... de sub urmărire penală pentru exact. Cei trei exact. Și neaplicare niciunei exact. Sancțiuni, eu dacă, de exemplu, nici amendă, nimic. Pe domnul Klaus Werner Iohannis, așa, tot se, la fel se considera, mă întreb... care și el este apărat de aceeași Constituție care mă apără pe mine. Aici a fost foarte, foarte multe discuții, domnule deputat. Eu, în principiu, că legea trebuie egalitatea să fie... în fața legii. Și că e legea una... trebuie să fie una pentru exact. Toți. Vorbim despre egalitatea în fața legii. Este o dispoziție constituțională clară la articolul 16. Cetățenii sunt egali în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus da. De lege, știm. De aici s-au evit atâtea discuții referitoare la imunitatea parlamentară. S-a înțeles, zic eu, destul de greu, deși mulți nu vor să înțeleagă, că imunitatea parlamentară se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene pentru demnitarii săi. Ce înseamnă? Un complex de norme juridice cu un caracter, într-adevăr, derogatoriu de la dreptul comun, care le oferă parlamentarilor o anume imunitate în fața justiției. De ce? Pentru că nu, dacă nu s-ar aplica un astfel de tratament, ar fi foarte ușor să reținem un parlamentar 10-20, chiar și în situația în care am avea de votat, de discutat aspecte foarte importante în cadrul cele mai importante funcții ale Parlamentului, funcția legislativă. Și atunci e absolut necesar și nu se aplică numai în România ca parlamentarii să se bucure de imunitate. Bun, revenim însă la infracțiunea de ultraj, ceea ce dumneavoastră ați invocat deci, în cadrul plângerii penale. Ori eu l-am lovit pe ăla cu pumnul în plex și atunci trebuie să fiu judecat, ori sunt mărturii minciunoase și acest grup infracțional organizat de multă vreme care atacă de regulă demnitarea statului român cu protecția implicită
prin non-acțiune a organelor de ordine și mi-asum ceea ce spun. Da, dar au primit nenumărate amenzi, totuși, pentru faptul deci că... Deci cât timp de... niște forțe din străinătate da. Plătesc acest grup în criptomonedă, eu zic că în momentul de față sunteți primul demnitar lovit. Care li se dau da. Sunt o glumă. Sunteți primul demnitar care ați fost lovit. Da? Care da. Sunt circunstanțe că a fost lovit. Până acum manifestările filmat lor fiind da, ăsta. Erau în a se exprima public, a jigni. Mulți demnitari da. Români au fost jigniți de acest domn și de alții de altfel, așteptându-i atunci când intrau la DNA, când intrau la anumite instituții dacă ale statului. Dacă m-aș fi prăbușit, probabil m-ar fi călcat în picioare. Cred. Deși acolo, da. Cred că erau și șefii lor cu epoleți. Da, întrebarea mea este... Ce legătură aveau ei cu... Dumneavoastră ați fost până acum, deci între 2012-2016 ați fost președintele Consiliului Județean Galați. Da. Din 2016 ați fost ales la circumscripția electorală 18 Galați pentru funcția de deputat în Parlamentul României. Ce credeți că i-a determinat, sau pe cei trei, ce i-a determinat să aibă o asemenea atitudine față de dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră ați fost o persoană extrem de sociabilă, comunicativă. Chiar apreciam în cadrul emisiunii că sunteți un parlamentar care vă deplasați cu mijloacele de transport în comun, metrou, autobuz, troleibus, tramvai, bănuiesc. Deci eu nu sunt parlamentar, eu sunt doctor în da, primul rând. Nu, bun, acum sunteți demnitar. N-ați intrat cu nimeni în conflict. Ce s-a întâmplat? Cum? Din senin așa v-au împins atunci? Păi eram huiduit și agresat. Și mi se bloca deplasarea. Și au venit deci, jandarmii și v-au da? Asigurat accesul până la deci, metrou. Vreau să spun, când am înțeles eu cu cine am de-a face, a fost când am văzut cât de speriați erau jandarmii. Deci jandarmii nu puteau să fie... Au fost chemați și jandarmii la audieri în situația asta? Nu știu. Pentru că și ei au putut... Nu știu. Au fost prezenți și la jandarmii, situația ați văzut că jandarmii când și-au făcut datoria da, pe 10 august, atunci s-a încercat o culpabilizare a lor, o înspăimântare a jandarmilor și prin corpul de procurori, da. În special prin corpul de procurori militari, corect, păi, din da. Care unii participau ilegal la demonstrații, cu încălcarea clară a legii, s-a, da, constatat, da, s-a constatat, s-a încercat și terorizarea și înspăimântarea jandarmilor. După cum și eu cred că s-a încercat înspăimântarea și terorizarea mea ca legiuitor, ca membru al corpului legislativ. Numai că eu nu sunt un tip care mă sperie ușor și când eram doctor la reanimare, era gripa aviară, că au fost câteva cazuri mortale și la Galați, riscam oricând să iau așa ceva, am zis că ăsta e riscul meseriei. La fel și cu acești huligani organizați, grup organizat de hăituire politică, după modelul SA-ului german, că... Mai deci eu așa-l văd. Delicat, e dreptul meu să-l văd. Da, e dreptul nostru de a-l vedea. Mă, da. E o opinie strict personală. Este însă, o opinie strict personală, dar ca de amator față. De istorie vă spun da. Că este... În momentul de față. Ați primit da. Acest răspuns din partea da. Parchetului sector 5. Deci... O să atacați, aveți două posibilități. Odată, să atacați către procurorul ierarhic superior, da. Dacă își menține soluția dată de procuror de caz, da. Respectiva doamnă, atunci puteți să vă adresați instanțe respectiv judecătoria sector 5. Da. Mai mult decât atât... Mie mi-ajunge sau... că poporul român vede ce se întâmplă. Sigur. Deci, eu cred că concetățenii mei care au văzut filmat ce se întâmplă și află lucrurile astea, sunt suficienți de inteligenți să tragă concluziile. Că e făcut și pentru ei ca să-i înspăimânte. Să le sigur fie frică. Da. Sigur că da. Ce mă felicit e că m-am dus cu avocat acolo. Pentru că, apropo de închisoarea politică din 89 și de implicațiile procurorului șef actual în controlul a ce se petrecea din partea procuraturii în această închisoare, vorbind de aiut... Da? Vorbim, am văzut depoziția domnului Muntean, care a ajuns acolo că a vrut să semneze alături de Paul Goma apelul 7-7. Deci o
cerere ca România să se conformeze actelor normative internaționale pe care le-a semnat privind drepturile omului. Da. Și atunci, ce i s-a înscenat? După ce a fost ars la un pichet de grăniceri cu fier înroșit, cu un fier de călcat înroșit pe antebrațe, și sunt urme, se văd, s-a întocmit în fals un proces verbal cum că a vrut să dezarmeze un grănicer. A stat acolo, familia a fost agresată, atenție, familia a fost agresată, și atunci m-am gândit și eu, dacă exista, prin absurd, o rea intenție, eu mă duceam frumos să depun la procuratură, eram singur, și dacă trei persoane spuneau că eu, de exemplu, am agresat sexual o procuroare, ce se întâmpla? Pățeam ca domnul Muntean. Bine, bineînțeles. Și ca atare, privim lucrurile în concordanță cu legislația de atunci cu sistemul de atunci. Nu, sistemul de atunci era un sistem care, dacă privim legile erau perfecte. Erau, dar aplicabilitatea lor... Nu se aplicau. Exact. Nu se aplicau. Și acum toată lumea acum știa că nu se aplică. Și oricum... Păi eu cred că lucrurile nu s-au schimbat fundamental. Nu s-au schimbat. Fundamental. Numai că atunci era o singură linie politică, tot se raporta la o linie și nu erau atâtea lupte politice interne pentru a domina anumite instituții ale statului. Deci, luptele... Dar întrebarea mea, că aici probabil vreți să ajungeți la ceea ce ce acuzații se aduc domnului Lazăr. Ce putea acolo, face? Ce puteau să mă înșeneze? Dacă așa se pune problema. Da, am înțeles. Putea, eu nu zic că aveau de gând. Da, dacă. Da. Orice era posibil. Asta vreți să spuneți. Da. Orice era posibil. Dacă da. Deveneam un al doilea domnul Muntean. Cum și astăzi există potrivit eu nefiind un tip în vigoare, ca două, să mor două, pentru ideologii. O plângere adresată împotriva unei persoane susținută de un singur martor poate să ducă la incriminarea și întomirea unui dosar penal față de o anumită persoană, fie el și demnitar. Însă am spus puțin mai devreme ce înseamnă imunitate parlamentară. Raportat la ce se întâmpla în anii respectivi. Se discută despre acea comisie de eliberare condiționată în cadrul fiecărui penitenciar, care există și acum, numai că atunci din ea făcea parte și procurorul. Acum acea comisie este formată din membrii ai penitenciarului câțiva membri stabiliți prin ordin de zi de unitate de comandant, iar dacă acea comisie consideră că sunt întrunite condițiile pentru ca respectivul deținut să poată să îndeplinească, așa cum am spus eu, condițiile, merge mai departe la instanța de judecată, într-adevăr cu un aviz pozitiv, dacă el este pozitiv. Dacă este negativ, nu se mai duce la instanța de judecată. Problema acolo atunci era altceva. Atât avea altă comisia. Alternativă, domnul Lazăr, atunci? Vă întreb, avea? În contextul politic al acelei deci, perioade. Vreau să spun putea să se opună? Lucru. În acea perioadă... Da. Numărul... Numai că după un scurt moment de publicitate, vă rog să vă gândiți să răspundeți la această întrebare. Mulțumesc. Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit torserul. Apelați la el cu încredere pentru că glicemia mea s-a normalizat. Sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv. Și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. Am încercat și l-am folosit pentru punându-l pe locul respectiv. Deci durerea nu a cedat. Și am fost obligat să dau telefon la București și să întreb ce se întâmplă, că punându-l pentru durerea respectivă nu am un rezultat. La soția a fost ok, totul a fost frumos și bine a trecut, putea să miște degetele, eu nu mă lăsa durerea. Și atunci doamna cu care am vorbit mi-a spus să îl aplic altfel, să-l pun după ceafă, o jumătate de oră, să fac pauză două ore, apoi să-l pun la mijlocul șirii spinării, iar pauză două ore, și apoi jos la deasupra noadei. Și într-adevăr, a doua zi mi-a cedat durerea. Simt o arsură
ceva mă deranjează ca o arsură aici pe gât și nu pot nici să mai vorbesc. Și atunci mă liniștesc dacă îl pun aici și îl țin cât de mult pot. Primul beneficiu care l-am avut a fost că m-a ajutat foarte mult la dispariția insomniei. Pe lângă această insomnie, bineînțeles, ținând cont și de vârsta pe care o am, am avut probleme cu tensiunea care a fost oscilantă, am o problemă cu circulația, torsărul m-a ajutat. De când am acest torsăr, folosesc zilnic, chiar îl folosesc zi și noapte, pot să zic. Am avut momente, vacanțele, când m-am folosit numai de torsă, lăsând medicamentele și nu mi-a mai crescut nici tensiunea, nici glicemia. Am revenit în studio, stimați telespectatori, pentru, după un scurt moment de publicitate, pentru partea a doua emisiunii. Domnul deputat Nicolae Bacalbașa, în prima parte, ne-a prezentat drama prin care a trecut, dramă a tot știută de întreaga opinie publică. Nu și o de dramă, noastră. O golănie ordinară. Da, bine, între ghilimele punem o golănie. Însă, vreau să vă spun de la bun început că noi nu susținem, nu aprobăm astfel de manifestări împotriva unui demnitar al statului român, fie ele și verbale. Pentru că atâta timp cât parlamentarii români sunt esența alegerilor. Ei, practic, sunt reprezentanții întregului popor în Parlamentul României. Ei votează potrivit propriei conștiințe, chiar dacă se aduc fel de fel de acuzații, cum că liderii de grup sunt cei care dispun, președinții de partid și așa mai departe. Să nu uităm că sunt situații, chiar astăzi domnul Cazanciuc a întrebat vis-a-vis de moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Justiției, domnul Tudorel Toader, cum vor vota senatorii PSD. Nu pot vota decât potrivit propriei conștiințe, pentru că este un principiu fundamental al dreptului parlamentar. Însă, asta am vrut să scot în evidență, că nu suntem de acord sub nicio formă cu astfel de modalități de exprimare a cetățenilor români, a unor cetățeni români, în ceea ce privesc aspecte ale modului în care unii parlamentari își desfășoară activitatea în Parlamentul României. Sancțiunea, cum putem să-i sancționăm, este sancțiunea nealegerii la următoarele alegeri parlamentare. Bine, situația în care dintre ei candidează cei care în momentul de față sunt în Parlamentul României. De aceea, vă întrebasem ceva înainte de pauză, domnule deputat. Dacă în momentul acela, după ce s-a întâmplat acel eveniment nedorit pentru dumneavoastră, ați fost susținut de ceilalți colegi, și aici nu mă refer numai la PSD, de prieteni, de, eu știu, persoane la care nu v-ați fi așteptat să fie solidar cu dumneavoastră, pentru că până acum, în afară de celor împotriva cărora li s-au adus acuzații verbale, sunteți singurul demnitar care ați fost lovit. Cel puțin sunt indicii de lovire, clar. Nu, e filmat. Da, este filmat. Mă rog. Chiar dacă o procuroare a noului regim non-comunist din România consideră că nu e cazul. După definiția domnului Dongoroz, da, care da, a pus da. Baza dreptului penal din România, și așa cât știu eu, ca intelectual, da, intelectual nespecializat în probleme juridice, ceea ce s-a întâmplat, deci încă o dată, după definiția lui Dongoroz și a altora, că am pus și eu mâna ce am citit, este clar lovire și este clar o încercare de a eluda o realitate de fapt în condițiile unei investigații juridice a procuraturii. Ăsta e punctul meu personal de vedere. Nu o condamn, pentru că fiecare are dreptul la părere personală în profesie, inclusiv dreptul de a greși. Sigur. Sigur că e mare problemă atunci când greșești. Dacă greșești, dacă greșeala ta este legată de o opțiune personală care te privește sau este executarea unui ordin. Nu. Dar aici, ei trebuie să judece numai pe bază aici, de probe. Numai Dumnezeu poate să știe. Așa este. Și nu, fiecare astea până sunt la indici. Urmă, da, și eu răspund în fața a ceea ce am făcut ca doctor
în fața lui Dumnezeu și am lucruri de răspuns și lucruri pe care Dumnezeu să mi le reproșeze, posibil că și alții din alte specialități, la fel de implicante moral, au și ei problemele lor. Deci nu vreau să judec pe nimeni. Corect. Eu caut să mă supun legilor țării mele și mă lupt ca aceste legi să fie aplicate. Da. Tocmai de aceea este prevăzut, în drept, este prevăzută posibilitatea ca acea motivare a procurorului, a reprezentantului parchetului, pentru că nu ne folosim de o persoană, de a nu da curs plângerii dumneavoastră pe baza acelei motivări, să puteți să o atacați la procurorul eu, de exemplu, superior. Dacă și el menține, eu dacă la aș fi fost procuror și știam că totul s-a filmat, aș fi fost extrem de prudent. Atâta vreau numai să spun. Am înțeles. Știind că totul s-a filmat. Am înțeles. Deci nu că e pe vorbe, că e pe filmări. Bun. Și dacă spunea există indicii de și dispunea o amendă penală împotriva lor, erați mulțumit de această soluție? Era o aplicare a legii. Bun, și nu li s-a aplicat nimic lor în acest context? Nu. Nimic? Nu. Pur și simplu a spus că fapta nu există. Nu. Și vreau să spun că după ce mi-au făcut mie chestiunea asta și în care procuratura trebuia să intervină, nu să-mi dea mie satisfacție, ci să curme activitatea unui grup organizat infracțional, ca să nu se întâmple lucruri similare, s-au întâmplat lucruri similare. Și faptul că s-au întâmplat pe bandă lucruri similare privind agresarea demnitarilor dintr-un singur partid politic, atenție, aduce, după părerea mea, o posibil gravă acuză potențială, care urmează să fie dovedită, de implicare politică a unor oameni din justiție. Bun, întrebarea mea este, după ce ați prezentat, știu eu... Cum văd eu? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Deci ați făcut un rezumat, eu știu, destul de concret a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce s-a dispus până acum. Dumneavoastră, ca demnitar în Parlamentul României, eu vă dau sugestie, nu înseamnă eu ca un cetățean al României, aveți posibilitatea să propuneți ca în statutul deputaților și senatorilor sau în modificarea codului penal, pentru că aici vorbim de o faptă penală, să năspriți aceste sancțiuni și să aveți în vedere o astfel de... A propus domnul Nicolicea. Păi dacă nu se întâmplă nimic, vreți să vă spun ce se întâmplă? Și nu a căpătat sprijin. Mai mult nu vreau să spun. Vă dați seama că are efecte pentru viitor această modalitate de a schimba normele în vigoare sub acest aspect. Pentru că unii... Pentru că o să vină, le dă curaj ca de acum încolo să facă aceleași modalități de a se exprima și se nu pare că folosește că încercarea de a speria oamenii din legislativ a avut succes. Vreau să spun că domnul Nicolicea, pe care eu personal îl admir ca inteligență și competență, nu a avut sprijin din partea unora ca ceea ce a propus. Unora chiar din PSD? Nu mai știu, nu mai țin minte. Nu a avut sprijin din partea unora ca o înăsprire absolut necesară a sancțiunilor, sancțiunilor și a protecției să intre în operă, legislativ. Da, e foarte interesant, pentru că vreau să vă spun, în statutul deputaților și senatorilor, legea 96 pe 2006, sunt măsuri de protecție a demnitorului, cât și a familiei lui. Mă întreb dacă nu se năspresc aceste sancțiuni, atunci ce facem? Dăm curaj pentru ca și pe viitor se întâmple astfel de fapte ei, cunoscând și acum aducând ca precedent cazul Bacalbașa, domnule, deci la Mocris nu s-a întâmplat nimic. Că după chestiunea asta, la Galați, eu am fost atacat de doi tatuați care m-au înjurat de mamă, au zis că aruncă benzină pe mine și îmi dau foc. Am făcut reclamație la poliție. I-a identificat? Au încercat să-l identifice, i-am dat descrierea, nu erau în fișierele de fotografii. Eu, cunoscându-l bine pe criminalistul din Galați, n-am cameră, dar vreau să spun că în momentul ăla m-am simțit în pericol maxim.
Și, de fapt, a fost, după părerea mea, un pericol maxim. Eram cu câinele, care e un labrador. Da. În loc să sară la gâtul lor, dădea din coadă. Da, în fine. Am fost trădat. Haideți să vă spun ceva, da. Haideți să vă spun. De-aia nu o să cer niciodată armă. Da. Pentru că ce am simțit în momentul ăla m-a făcut să cred că aș fi putut să fiu tentat. Dacă vă atacau, domnul deputat. Pentru că... ce vreau să vă spun? Ce se legitima apărare înseamnă altceva. Știi ce? În dacă momentul... vă înjură, nu. Nu. Deci, și dacă ați muțit câinele împotriva lor, e tot faptul penal. Deci ăla, da. Ăla avea intenția. Ce după intenție? Aia s-a gândit. Păi nu, el decât a vorbit. Nu. N-a avut nicio armă să ridice, să vă amenințe. Deci, domnule, ce nu se știam. Întâmplă? Noapte. Păi da, întreb locuri. Haideți să vă spun ceva. Există în codul penal noapte între blocuri o cauză care înlătură caracterul penal al faptei care se cheamă legitimă apărare. Păi și este, spune, este legitimă este, apărare, vă spun. Cazul celebrului pilot. Știm. Da, care da, a da, da, da. Golanul care a intrat în da, casă. Da, da, e altceva. Haideți să vă spun ceva. Și acolo sunt... au fost din discuții. Punctul meu de vedere au fost discuții legate după părerea de legitimă apărare. Foarte bine. După părerea mea, nu era legitimă apărare. De ce? Legitima apărare ce înseamnă? Este în stare de legitimă apărare cel care săvârșește fapta pentru a înlătura de la un pericol imediat, material și injust, îndreptat împotriva sa altuia sau al proprietății. Vezi, matale, ești statului. Tobă de carte. Nu, dar eu sunt doctor dar, bătrân bun, de urgențe. Numai și vreau că... să-ți povestesc, vreau să-ți povestesc o chestie ca să mă înțelegi de ce simt așa și vorbesc așa, care s-a întâmplat de Paști, la Galați. Numai că o singură chestie și după aia spuneți. Apărarea trebuie să fie proporțională cu atacul. Da. Dacă nu e proporțională, dacă ăla vine la mine cu un băț și eu trag cu pistolul, nu mai sunt în stare de legitimă apărare. Da. Dacă ridică împotriva mea cuțitul și eu atunci trag în el, sunt în legitimă apărare pentru că mi-a pus în pericol viața. Deci, ascultă-mă, Oleg. Ascult. Deci eram de gardă, da. De Paști. De mult? Când? De mult. Bun. Trecut 20, poate 30 de ani. Da. Povestea vă ascult. Asta. La Galați. Vă ascult. Și la un moment dat un individ care a fost adus. Ce s-a întâmplat? Ăla venea la el în bloc și a văzut pe un individ care urina pe calorifer la etajul întâi. Și l-a întrebat ce faci? La care individul a scos un cuțit, l-a băgat în burtă și l-a învârtit. De Paște. L-am luat, le-am pus pe masă, eu am dat anestezie și vreau să spun că individul, care era un om curat, subțire, a murit pe masă pentru că era o plagă de la brantă hepatică, că l-a învârtit cuțitul, știi? Da. Cuțit mare. Până la urmă l-au prins pe ăla. Un măcelar care s-a tăiat la mână și în loc să coasă singur, s-a dus el la undeva și l-au cusut. Și băieții de la poliție... Da, o luau într-o tot de spitale, domnule, dacă vine vânul, da. Până la urmă l-au deci, identificat. Deci, chestia asta cu evaluarea pericolului, când doi noaptea, doi derbedei, tatuați, te opresc cu fețe de pușcăriași, care e pericolul? Eh? Păi, eh? Dacă vă jură de la distanță, ce? Dacă... Și păi dacă nu de la distanță. Și dacă, domnule... Că au venit la mine. Încă o dată spun, apărarea trebuie să fie proporțională cu atacul. Ei, uite aici că, e problema. Uite că... Factorul timp, factorul... Într-adevăr, creându-vă o stare de temere, se ține cont și de aspectul ăsta. Puteați, da, ăla, da cum, dar, cum puteați să se apere bietul om care a murit de Paști pe masa de operație? Eh? Da, e deci, greu de presupus. Definiția asta a legii este ca orice teorie, știi, chinezul spune așa, că peștele desenat are totdeauna un singur ochi. Da. Așa ei, este. Asta este și cu legile, da. Și cu teoriile legale. Da, m-a întrebat dacă domnul actual procuror general putea să evite. Păi, exact. Domnule, existau avea foarte puțini deținuți politici în vremea lui Ceaușescu, puțini, da. Care erau la două închisori, la Aiud și la Gherla. Este clar că securitatea nu punea ca procuror care să, atenție, avea două sarcini. De una se uită. Una era comisiile astea de eliberare. Era condiționat. Iar da. A doua era supravegherea. Sigur. Din partea procuraturii. A penitenciarului. Ori într-o închisoare în care
se practică tortura. Și s-a practicat tortura. Atunci da, se practica. Și s-a mai practicat, asta a mai povestit Muntean, cum i s-a dat în cadrul ceea ce se numește acțiunea Radu și de care eu am auzit de acest termen, da. I s-a dat o friptură, o trăvită, pe care el a avut inteligența și deși era înfometat, că a intrat în comă la un moment dat, hipoglicemică de foame, s-o arunce, au mâncat șobolanii și au murit șobolanii. Deci se practica asasinatul politic. Așa este. De asta, împușcarea lui Ceaușescu și a nevestisii, deși a fost, din punct de vedere juridic, o gălănie 100%, apropo la dosarul Revoluției... Păi, haideți că discutăm de și despre acest dosar. De ce nu se ia și dar mai avem până nu încheiem subiectul legat de dumneavoastră cu presupusă lovire. Din punct de vedere moral, da. A fost o chestie perfect justificată, pentru că pe vremea lui contextul se practica tortura și asasinatul și se mai practica o chestie, că vorbeați de un prieten care... tot vrea să introducă răspunderea familiei pentru actele individului. Deci, și acum a apărut al treilea deținut politic din acea perioadă, ultimii ani ai domniei lui Ceaușescu, care a povestit cum au fost agresate fetele lui, studente sau eleve de liceu, fizic. Da. Și atunci, acuzațiile nu sunt că ai fost tu slab. Nu, ai fost părtaș. Și vreau să spun că același Ceaușescu care m-a agresat și care, sigur, e un individ plătit să o facă, cu bani din străinătate. Asta trebuie dovedit. Nu, a demonstrat-o... Da, păi da, dar și care sunt măsurile care se au nu știu. Păi uitați că e mai departe. Diicotul. Eu nu sunt la Diicot, n-am prieten la Diicot, știu de la televizor. E un dosar Diicot. Probabil că amenziile care le primesc ei sunt plătite și atunci ai încurajat să vreau să spun că ăla a zis, nu domnule, că ăsta era securist de-a lor, nu era colaborator. Era. Dar vreau să spun că Ceaușescu a fost căpăcit, de fapt, pe bună dreptate. După cum tot Ceaușescu a înjunghiat cu mâna lui, nu știu dacă știi chestia asta, nu. Doi indivizi din Slatina, la interval, la alegeri, pe șeful băncii și pe un student. Asta în ce an? Mă țineți minte? 46, aha. 47, deci iar în rest da? A dat ordin, el fiind general de armată, da. Ca să se tragă în țărani, în Vrancea, și cu mitraliera, și în sudul, pe malul Dunării undeva, unde au fost în total vreo 20 și ceva de morți, femei și copii. Nu știam că... E posibil, dar mă rog. Vreau să spun că la un moment dat au fost judecați mai mulți demnitari din RDG și unul Milche. N-a fost judecat pentru altceva, ci pentru un asasinat politic prin înjunghiere, când el era activist comunist până în anii 30, tot așa a unuia. Știi? Pentru aia l-au... Da. Vis-a-vis de speța dumneavoastră, ați primit răspunsul când? Vedeți că aveți un termen în care puteți să atacați... Mă rog, se ocupă parlamentul. Acum, întrebare, după ce ați primit acest răspuns negativ, cum că fapta nu există, ați explicat... Nu, că fapta, fapta nu există ca lovire. Și nefiind lovire... și cealaltă neproducându-mi suferințe fizice evidente. Nu există infracțiune, asta înseamnă. Da. Păi, adică dacă un tip de 70 de ani îi dai una că se duce grămadă, dar nu cade pe burtă să-și drălească fața, se cheamă că nu-i nimic, știi? Da, însă s-a mers, poate, zic și eu, pe următoarea idee. Un articol în Codul de Procedură Penală când spune nu există infracțiune dacă se țină cont de modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de conduita făptuitorului, aici e clar că avea o conduită la bază numai prin astfel de fapte, de urmarea socialmente periculoasă care s-a produs, dar și care s-ar fi putut produce, ceea ce înseamnă că dacă dumneavoastră v-ați fi dezechilibrat și cădeați, putea să vă loviți cu capul, cred că erați pe asfalt, dacă nu mă înșel, nu erați logic, deci putea să... Eu am avut mai mulți morți precum? Prin cădere de la aceeași înălțime. Deci atunci, numai dacă n-ar fi fost aceste lucruri, ar fi zis, da, domnule, nu prezintă conținutul unei infracțiuni. Eu mă aștept ca să-i se confere acestui grup titlul de grup
infracțional. Bun, și cu ce vă ajută? Grup infracțional agreat. Bun. Dacă este grup infracțional agreat de autoritățile noastre de la procuratură, mă bun, închin. Până acum sunteți singurul în vizorul acestui grup care a fost lovit, că până acum e acționat numai cu înjurii, numai cu aruncări de, eu știu, vopsea, pus ca par de WC-ul la PSD, ce, numai dumneavoastră sunt singurul până acum. Cred că după ce m-au da? șefii lor, nu știu ce grad. I-ați identificat? Nu cunosc gradul. Tovarășul gradul. La armată se spunea tovarășul gradul. Da? Și cred că tovarășul gradul, devenit domnul gradul, da? Le-a ordonat să nu se mai atingă fizic. De oameni. Eu asta cred. Înțeles. Dar dacă mă întrebați, o părere personală. Bun. Ultima întrebare vis-a-vis de acest aspect. După ce ați primit răspunsul acesta că fapta nu există, nu întrunește conținutul indiciile unei infracțiuni, ce au spus colegiul noastră de partid, în special parlamentari, numai de partid? Domnule, o situație deci de netolerat. Oricine putea deci să fie în locul dumneavoastră agresat. Cine a fost revoltat? Oamenii simpli. Oameni simpli, extrem de simpli, înțelegi? Muncitori, cum s-ar veni, știi? Oameni de ăștia din Galați au venit, mi-au strâns mâna și erau revoltați. Ai mei, nu știu cât erau de revoltați. Și în Parlament? Nu știu cât de revoltați erau. Înțelegi? Sunt probe, într-adevăr, video care stabilesc în mod concret ce s-a întâmplat. Eu am încredere în omul simplu. Am înțeles. Și totuși cei doi care v-au agresat verbal atunci în Galați, când erați cu câinele, v-au recunoscut, nu? Că sunteți dumneavoastră. Sigur că deci au folosit numele dumneavoastră și așa mai departe. Dar era întuneric. Da, cu... Bineînțeles, jurătorile de mamă, cu asta că aruncă benzină pe mine și îmi dă foc. Da. Știți că e greu? Nu, dacă nu e identificat. Mai e și s-a... Încă probabil că-i caută. Am înțeles. E dosar deschis. Dar n-ați avut niciun martor. E dosar deschis. Mai e unul care beat se ia de mine, dar care a fost primit avertisment, nu s-a considerat că este... Deci e filmat când vine după mine până la bloc. Și era ghinionul lui. Tot n-a vrut. Nu știu cine a dat ordin. Deci în mod normal, unul care te urmărește până la tine pe bloc, pe scară și acolo era... Era beat. E drept că era beat. Da. Dar nu știam cât de beat e și nu știam dacă are sau nu are cuțit. Acum mai e altă chestie, da. Că chiar unul beat cu cuțit. Și beția involuntară, da, involuntară, e o cauză care înlătură caracterul penal la fapte, dar involuntară. Ce e beție involuntară? Beție involuntară, îl îmbeți pe unul sau se îmbată ca să prindă curaj să comită ceva. Păi e o beție involuntară. Aia e involuntară. Aia, nu, aia, nu. Asta, el, aia este voluntară. Involuntară este când cineva îl îmbată pe unul și îl pune să facă ceva. Involuntar. Dom'le, nu poate, adică în contrar voinței lui. Cum dacă îi torni și îl ții. Asta e involuntar. Asta e involuntar. Uite, de-astea nu prea am văzut eu. Știu, dar există în codul penal. Da. Beția voluntară când bei să capezi cu ea să comiți o faptă și involuntară când nu mai acționezi potrivit propriei tale voințe pentru că în mod involuntar, împotriva voinței dom'le, tale n-am se toarnă de niciun caz. Există. Mai există... Sunt cauze care arată caracterul penal, astea. Cazul fortuit, beția involuntară, minoritatea făptuitorului, sunt anumite cazuri. Dar, după o scurtă pauză, discutăm și despre celelalte aspecte, pentru că avem foarte multe de discutat. Să sperăm că, în minutele care ne-au rămas împreună cu domnul deputat, o să putem să dezbatem toate subiectele importante ale zilei. Mulțumim. Revenim după un scurt moment de publicitate. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii, stimați telespectatori. Mulțumim pentru atenție. Mulțumim încă o dată domnului deputat pentru prezența în emisiune, ca întotdeauna prin ceea ce ne relatează, prin sinceritatea, prin competența, prin modalitatea de a exprima anumite aspecte din viața parlamentară, din viața personală. Iată, acea speță care nu am mai întâlnit-o după 1989 până acum, ca un demnitar al statului român, să fie lovit, să fie împins, să fie agresat fizic de alte persoane pentru niciun fel de motiv până la urmă. Și din motive politice. Bine, asta spuneți dumneavoastră, acum urmează să se stabilească. Păi nu, că nu mă cunoștea. Da, e punctul nostru de vedere. Deci noi n-am avut niciun contact prealabil. Probabil. Așa. Acum, revenim la un alt subiect foarte important al săptămânii.
faptul că ieri Procurorul General a anunțat că dosarul privind Revoluția Română din 1989 a fost înaintat instanței de judecată. Faptul că s-a întocmit rechizitor. S-a stabilit că ar fi vorba despre trei persoane. Personal, nu cred că e vorba numai despre trei persoane învinuite, adică domnul Ion Iliescu, domnul Gelu Voican Voiculescu și domnul Iosif Urs în calitate de șef al aviației militare la acel moment. Acum, întrebarea mea este, dumneavoastră ați încercat puțin mai devreme să explicați că în momentul în care soții Ceaușescu au fost condamnați la moarte, era singura soluție care putea fi dispusă. Nu, că nu era singura soluție. Dacă nu, niciun caz. Dacă nu-i condamnat, ce am zis că și-a meritat din punct de vedere moral. Moral? Moral. Da, sigur. Sigur că în condiții de, hai să-i zicem, revoltă, revoluție, zici ce vrei. Păi nu știu ce o să-i spunem. Știți de ce? Dacă în cadrul procesului, care bineînțeles va dura, va dura acest proces, vă dați seama că sunt mii de martori. Sunt atâtea chestii. Persoanele inculpate au vârstă. Păi întrebarea mea este... Păi mai sunt doi inculpați, că cu aia trebuie început. Sunt și doi care trebuie au... Trebuie să-l aducă pe care... Gorbaciov, arestat, mă rog, acum și pe domnul președinte al Statelor Unite, care s-au întâlnit la Malta și au pus de o treabă care a însemnat avioane AVAX care dădeau false ținte, ceea ce este agresiune militară, nu? Deasupra teritoriului țării, ceea ce a însemnat între 20 și 50 de mii, nu e clar, de luptători de la GRU, Glavnoe Razvedovățene. Da, asta e adevărat, știți de ce? Și scuze că vă întrerup. În 1989, când a început, eu pot să-i spun revoluție, nu știu, așa e și în Constituție, s-ar putea să schimbă sintagma asta dacă procesul acesta va avea un final. Însă, la granița României atunci, erau trupe aparținând Ungariei care veniseră să revendice, Ardealul, trebuia să pierdem Ardealul, da, și ale Rusiei. Faptul că în acel moment, pot să spun, luciditatea conducerii, acel guvern provizoriu de Uniune Națională, format din, chiar din președintele Ion Iliescu, au hotărât să nu le dea voie să intre în țară, a păstrat intangibile granițele României până în acest moment. Deci noi nu integritatea știm ce s-a teritorială. Întâmplat. Este clar, de fapt, Iliescu nu conducea nimic. Unde erați dumneavoastră în 1990 când a avut? Erați la Galați, nu? Eram la Galați. Bun. Eram terminat. Pentru de ce? Că frica pătrunsese în mine de teroriști. Se și știe. Cum, dumneavoastră umblat atât de mult, ați fost și pe mare, ați fost cu... Deci, deci practic, 80% v-ați riscat viața atunci când v-a pus pistolul la tâmplă, când ați participat la ruleta rusească. Cum a fost atunci? Atunci că ați mai spus, cum a scăpat de chestia când atunci? Când ești de beat? Ce v-ați riscat atunci și totuși viața? Că eram beat. Păi vedeți? Când ești beat, asta spuneam și cu beție involuntară. Că nu, a fost beție voluntară. Da, să vă puneți pistolul, vi l-a spus voluntar. Beție a fost involuntară, că eu m-am încuiat în cabină, că eu nu aveam niciun chef de prostituate, că mi-era frică de boli de-asta lumești. Da? Da. Înțelegi? Și m-a chemat comandantul sus să stau de vorbă cu polițistul. Comandantul era rus, da? Dacă nu, comandantul era român? Nostru, era navă românească. Ce an? Mai țineți minte? Era până în 89. Da, și știu, m-am îmbătat. Atunci am făcut o chestie mult mai periculoasă decât pistolul. M-am îmbătat și am zis că Neanicu a fost cizmar și Coana Lanța a fost ceea ce n-a fost. Între ghilimele spus, da. Nu, nu putem profesionistă. Da. Bun, am înțeles. Cum eram bet. Da, bun. Păi, și am zis că dacă mă toarnă unul, mă bagă ăștia în pușcărie de nu mă văd. Și m-am gândit foarte mult că din Bangkok am plecat direct la Constanța, dacă să sar în apă la Istanbul sau nu. Că-s destul de bun înătător. Câți martori aveați când a spus cuvintele astea? Nu știu că eram bet, nu mai știam. Aha. Și cum ați făcut cu pistolul? De unde l-ați luat și al cui era? Păi pistolul era legat... Al comandantului? Nu, pistolul era al polițistului tailandez, care era legat cu o sfoară și era revolver cu butoiaș. Și polițistul... Cu gloanțe în el. Dom'le, polițistul era și el bet. Dar nu era atât de beat că când a văzut ce fac, a scos repede gloanțele. Beție. Na. Nu fac de regulă chestii de-astea. Nu mi s-a întâmplat des să fac beții devastatoare. Aia a fost un accident.
nefericit. Da. Deci nu, acolo, iar la Galați, cum să nu-mi fie frică că asta s-a creat psihoza cu teroriștii. Da. Și am zis, vin nenorociții ăștia, dacă vin, unde vin să împuște? În reanimare. Și mă împușcăt și pe mine, așa, știi? Eu știu dacă aveau motiv, dumneavoastră totuși salvați vieți. Dacă nu conta, păi, Galați a avut loc, păi ăsta era motiv, pentru că vreau să spun că la Brăila, da? Și lucrul ăsta nu se știe. Iarăși este unul din micile secrete puturoase ale așa zisei revoluții. Vreau să spuneți că a fost sau nu revoluție? Ce? A fost... Lovitură de stat? A fost o invazie străină cu agenți locali. Știți de care ce? Întâi a răsculat poporul și după aia a avut grijă să-l bage în case. Bun. Știți ce spune multă lume? Sunteți de acord că după 22 decembrie, când a fost preluată puterea, nu mai trebuiau să se creeze această situație de manipulare încât să mai moară oameni și încheiam atunci? Sau a fost generată de modalitatea de a primi statul român ajutoare din străinătate, deci, pentru ceea deci ce vreau să spun ce că credeți, noi după am scăpat, timp, după 30 de ani aproape. Noi, datorită credeți? Generalului Vlad, da, care Iulian Vlad, a fost obsedat de modul cum au fost omorâți o parte din securiști în 56, în timpul contrarevoluției din Ungaria, și care au un tip inteligent, da, un învățător la bază, da, da, și da, un patriot în da, felul lui. Da, da. Bune, cu lucruri care că se pot reproșa. Eu spun că majoritatea erau patrioți până în 89. Deci vreau să spun că ce s-a întâmplat la Aiud este și responsabilitatea lui generalului Vlad. Deci nu-l apăr. Da, dar ce putea face? Dom'le, nu putea, nu trebuia să intre în joc. Dacă lua atitudine, nu era trebuia să intre din în joc. Funcție. Da, sigur că nu erau mulți, dar normal se planificase la Malta 60.000 de morți. Da, dacă dumneavoastră erați în locul lui, făceați altceva? Trebuiau, al lui sau al cuiva? Trebuiau 60.000 de morți și au fost numai vreo 2.000. Bun, asta nu s-a îndeplinit norma. Da. Și norma venise de sus, de la Malta. 60.000 de morți. Dacă mureau 60.000 de morți, cedarea Ardealului era... De ce trebuia să primească ungurii Ardealul? Ca contrapartidă din partea Germaniei pentru faptul că au permis redegiștilor care erau acolo, au permeabilizat frontiera ca redegiștii în masă să treacă în Austria și pe baza asta să se dărâme zidul. Da, zidul Berlinului. Zidul au făcut cinstea miresei cu aia preotesei. Aia exact. Preotesei era Ardealul nostru. Da, da, da. Da. Știi? Da. Se știe. La ora totul au trecut atâta vreme. Ne-am păstrat integritatea, ceea ce zic eu. Și vreau să spun că a fost omorât un capitan de miliție. Da? Dacă știi. La Cugir, cred. Nu. De unguri. Spuneți la Băila că a vrut să spuneți ceva ce s-a întâmplat. Da, stai că o să termin. Da, că nu. I-au tăiat capul. Au jucat ungurii fotbal cu capul ăstuia, care nu făcuse nimic. Era numai capitan. Da. Și după aia a intrat în pușcărie pentru crimă. Apropo de proces. Și au fost presiuni internaționale mari ca să dăm drumul ungurașilor și le-am dat drumul. Știi, nu s-a făcut mare tam-tam, dar se știe. Da. Ca să ne înțelegem unde suntem. Iar la Brăila era un om care mi-a și povestit, care conducea un pluton de soldați fără nicio experiență, vai de ăștia de-abia. Da, abia intrați în armată. Și l-au da. Dus la centru de sânge. Și la centru de sânge ăsta a luat și a stins lumina la centru de sânge, da? Cel care comanda soldații, și a culcat popoare. Și a primit prin walkie-talkie, înțelege, informație că o dacie suspectă se îndreaptă cu luminile stinse spre centru de sânge. Bă, ăsta a zis, fiți pregătiți să trageți, erau ăia tolomaci, dar erau mulți. Da. Și mai ales erau luminile stinse. Respectivii, un băiat și o fată, în niște haine foarte fine de piele, nu se așteptau să fie cineva acolo. Și urma să se tragă în centru de sânge pentru imaginea simbolică a sângelui. Da. Știi, centru de da, sânge. Da, da, da. Numai că când s-au apucat ei să tragă în clădire, li s-a răspuns cu foc și au fost omorâți. Ei, vreau să spun, au fost înmormântați, au stat, de gând să scrieți o carte au stat trei luni. Povești, au stat, de fapt, realități, nu sunt au stat povești. Trei luni da. La frigider și au fost înmormântați ca neidentificați, dar pozele lor, tată, n-au fost.
date la televizor. Da. Orice s-a dat la televizor, dar nu pozele lor. Poftim? Adică ce crezi că sunt idiot? Și cine i-a căutat? Nu i-a căutat nimeni, că totuși aveau familie, aveau ceva. Nu s-au dat pozele lor. S-au căutat să-l identifice, dar nimeni. Și eu am aflat, nu din ziare, am aflat de la ăla care comanda... După cât timp? Un doctor. După cât timp? Păi ăsta a avut pe cineva la reanimare. Da. Înțelegi? Și stătea cu el noaptea acolo, stătea cu mine, eu eram de gardă. Și da, dar după cât timp? După cât timp s-a întâmplat? Și în timpul... Bun, și ați anunțat să identificați, ați făcut poze, identificați cineva? Deci ce s-a întâmplat? Erau alții care se ocupau, nu am eu. Am înțeles. Dar mi-a zis de treaba asta. Da. Bașca alte lucruri care le-am aflat și care nu le spun aici, că sunt prudent, nu vreau să mă calce mașina. Totuși, după 90, pentru că aici vreau să ajung, că s-a finalizat dosarul Revoluției, da? 3.000 și ceva de file. Păi dosarul Revoluției trebuie început să-l chem pe Buș și pe Gorbaciov. Da, mi-a spus. Bun. Acum, atitudinea lui Ion Iliescu în acele zile. Păi Ion și Iliescu, nu numai a lui. Tată, Ion Iliescu nu comanda. Comanda da. Generalul militaru, care era spion. GRU, da, reactivat. S-a știut asta, s-a fost demonstrat. Ambasadorul Teajelnikov, da? Care a dat ordin ca să fie arestat Vlad și nu știu ce. Da, ce iar membrii ICC-ului, foști. Interfața între Occident cu ruși, dați pața împreună, nu era Ion Iliescu. Era Ana Paucăr, respectiv... Numai bun. Că după aia a pus pe un băștinaș. Aveam altă modalitate atunci. Eu știu, și cu toate astea, pentru că există atâtea și atâtea suspiciuni, am spus ce am păstrat practic intangibil. Granița statului încă, român, cu mult noroc. Integritatea României. Deci noi trebuia să pierdem și... la Târgu Mureș. Da. Și la Târgu Mureș, acolo a fost meritul vorbim lui Iliescu, 1990, da, știu ce spuneți, da. Când totul era pregătit, da. Și Ion Iliescu a dat ordin, nu ripostați. Deși... Păi dacă nu făceau până 91, când a fost adoptată Constituția, nu, atunci nu. Au luptat. Nu, pentru că 91 și după aia, nu mai puteți cei mai care au organizat, da? Au renunțat la România și s-au ocupat de Iugoslavia, care au făcut-o bucăți. Da. Iar am întrebat că mi-a spus un general. Da. Într-o seară, știi? Care se ocupa de problema asta. Băi, zic, și Ion Iliescu a fost deștept, nu zice, domnule, așa e el, cuvântul este extraordinar românesc, târșelos. În latină înseamnă cunctator, unul care nu ia decizii și amână de teama, dar nu fie la infinit. Nu? La infinit. Nehotărâre aproape patologică, care în momentul acela a salvat Ardealul. Da, întâmplător. Și nu numai. Dacă vrei... Acum poate că există soartă și eu unul sunt convins că tot ce ni se întâmplă și nouă ca indivizi și unui teritoriu ca istorie este prescris. Am serioase motive să cred lucrul ăsta. Da. Înțelegi? Și atunci înseamnă altceva. Că așa era scris în stele. Da. Ce a putut face pozitiv, zic eu, NATO, Uniunea Europeană și multe altele. Dar se spune că în 1990 s-a pierdut oportunitatea de a ne uni cu Republica Moldova pentru că domnul Ion Iliescu, domnul președinte Ion Iliescu, n-ar fi fost de acord. Era bine, nu era bine, se putea face atunci? Adică, ce părere aveți? Crezi că atunci când s-au înțeles cu Malta... Nu am zis că se spune, nu am spus că e un adevăr. Da. Se discută foarte mult pe această temă, că, domnule, în 1990 s-a pierdut această oportunitate. Nu, care 91. Acum, 90 sau 91, că da. Că 91 s-a desfăcut Uniunea Sovietică. Da. Domnule, așa este, 91, 91. Domnule, despre ultimul dictator ungur, înțelegi, care era croitor de profesie. Da. De altfel, a fost bine tratat. Și a fost întrebat, în Statele Unite, care este politica externă a Ungariei? Și auzi, bă, ce a spus acest croitor deștept. Un stat care poate fi cazat cu toată populația lui în New York, de la etajul 30 în sus, nu are politică externă. Iată și un răspuns pentru întrebarea care mi-ai dat-o. Da. Extraordinar. Bine, noi suntem de două ori cât unguri. Da, am înțeles. Dar tot putem fi cazați de la etajul 15 în sus. Bun. Ce finalitate credeți că va avea acest dosar, din punctul nostru de vedere? Schimbăm ceva din
eu știu, credibilitatea a ceea ce s-a întâmplat. Schimbăm istoria, pentru că în Constituție, puțin știu. Eu știu, la articolul 1 spune, România este stat de drept democratic și social în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor sunt garantate în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției Române din 1989. Deci se folosește Revoluția Română. În 2003 a fost modificată Constituția. Pentru a-i da actului din 1989 caracterul de revoluție. Știi care e culmea? Ce părere? Că chiar dacă n-a fost revoluție, idealurile poporului chiar au fost reale. Așteptările. Da. Vreau să spun ce a zis tata. Da. Când atunci. Care a fost profesor universitar. Da. Vă rog. Care a zis, care avea peste 70 de ani atunci și care a zis, bă, băiete, când s-a desființat comunismul, mă simt ca un negru din Africa de Sud când s-a desființat apartheidul. Păi că mi l-au regulat ăștia și și-au bătut joc în tinerețea lui, dar era un tip rezilient, așa, știi? Care mi-a zis așa, orice mi s-ar întâmpla nu are nicio importanță pentru că toți colegii mei de facultate mai inteligenți ca mine au murit pe front. Știi? Da. Și care avea filozofia lui. Dar asta a spus puteți el. Puteți scrie o carte cu toate astea? Am scris o carte ceva despre istoria păi familiei numai, da, mele. Puteți, da, doi pliznoți care au trecut prutul. Dar vreau să spun ce puteam face noi și ce scrie în articolul 1. Despre da. Articolul 1 statul îți place da. Mark Twain? Da. Ei, eu. Uite, Mark Twain a zis așa, că dacă alegerile, apropo și de alegeri prezidențiale, dacă alegerile ar fi a avut vreun rezultat concret și ar fi avut vreo pondere reală vreodată, ar fi fost de mult desființate. Da. Mark Twain, nu eu. Da, am înțeles. Da. Și uite, acum încet, încet, avem alegerile europarlamentare 26 mai. Alegerile vom vedea dacă președintele va reuși să impună și acele una sau două întrebări pentru referendumul privind justiția. Eu, din punctul meu de vedere, consider o consultare inutilă, atâta timp cât trebuie apoi să modifici Constituția. Și din punct de vedere al Comisiei de la Veneția, abuzivă. Bun. După aia urmează alegerile prezidențiale, unde, din păcate, domnule deputat, cetățenii României nu știu că președintele n-are drept de veto. N-ai dreptul decât odată, când îți vine o lege să o promulgi, să trimiți legea la reexaminare Parlamentului sau să trimiți curții constituționale. Știi că există un text da? Mult mai tare decât Constituția României. Și este un text al lui Caragiale din O scrisoare pierdută. Da, și spune așa, curat violare, dar umflați-l. Da. Înțelegi? Da. Răspunsul lui Ghiță Pristanda. Curat violare, dar umflați-l. Vreau să spun că Caragiale a fost un proroc pentru România. Ultimul fanariot, că era fanariot, știi? Da, sigur. Din sigur. Insule. Ultimul fanariot din România. Lucid și care a prezentat de o actualitate, eu din când în când îl recitesc. Mă întorc și la Constantin Tănase, la fel, dacă țineți minte, în pamfleturile lui, la fel folosea ce? Și cu asta ce-am făcut? Da, dar spunea, și cu asta ce-am făcut? Da. Deci, practic, nu se schimba nimic. Vom schimba oare ceva în politica românească? Pentru că, iată, absenteismul, de fiecare dată îl aduc în vedere, la vot, și probabil că și în Galați se întâmplă. Mă doare când oamenii... Dumneavoastră aveți o popularitate în Galați. Sunt convins, clar, că dacă în anul 2020 noastră sunteți candidat pe listele unei circumscripții electorale din județul păi Galați, în chestie. Mod evident veți fi ales. Acum 25 de ani, când am da? Împlinit 50 de ani, ProTV-ul... Aveți 75 mult înainte. ProTV-ul... 29 martie 1944, ProTV-ul la mulți ani pentru 29 martie. În toate județele, da? Care este cel mai popular om din județul respectiv. Da. Și a făcut despre fiecare un film. Da. Și... Eu, fiind acum 25 de ani îl mai popular om din județul Galați, a făcut un film despre mine, pe care l-am. Înțelegi? Nu știu, de 30 de minute, cred. Bun, pentru că ne apropiem de și final. Și am păstrat într-un fel această popularitate, că eu am fost un individ care m-am purtat frumos cu oamenii la spital.
și că am căutat să-mi fac datoria. Și calitate de președinte al Consiliului Județean, bănuiesc. Nu, aia nu. Ați avut realizări. Nu, nu știu. Nu. În fine. Pe mine oamenii m-au respectat întrebare... ca doctor. Da, ca ultima întrebare. Pentru... Deci nu ca un politic. Pentru că ne apropiem de final. O să fie alegerile parlamentare. La europarlamentare nu avem timp să mai discutăm acum. S-au stabilit listele. Credeți că va apare un contracandidat, un lider, poftim pot să spun, care să producă în mintea românilor încredere în așa fel încât să nu mai putem exprima în acest moment că actualul președinte Klaus Iohannis are prima șansă? Am să-ți răspund prin vorbele lui Iosif Visarionovici Stalin, care a spus, important, nu e cine votează, important e cine numără. Credeți că mai... Așa zicea Iosif, eu nu cred nimic. Astăzi mai sunt Domnule, eu nu cred actuale. Nimic. Eu pot să citez oameni celebri, chiar malefici. Da, din păcate... timpul a afectat emisiunii, s-a epuizat. Vreau să discutăm însă într-o altă emisiune despre influențele, știu eu, puterilor străine actuale în cadrul politicii interne și externe românești, care la fel sunt convins că aveți răspunsuri, pentru că polii de putere, și aici mă refer Statele Unite, Germania, Uniunea Europeană, contribuie din plin la modul în care noi ne exprimăm, spun din păcate, pentru că suveranitatea nu mai este atât de respectată din punct de vedere a principiilor dreptului internațional. Încă o dată, nu pot decât să vă mulțumesc, domnule deputat, pentru prezența în emisiune, pentru extraordinarele aprecieri pe care le-ați făcut în legătură cu anumite evenimente, pentru că ați divulgat anumite aspecte, sigur, deloc subiective, sincere, concrete. Eu și așa cred. Vă așteptăm la o altă emisiune cu inima deschisă și cu dorința de a ne exprima aceleași evenimente, chiar cu modul în care se derulează procesul dumneavoastră și cu alte... Și poate chiar să mai scrieți o carte despre ce e mai important. Mulțumesc mult, mulțumesc telespectatorilor, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Bună seara, mulțumesc încă o dată, domnule deputat. Toată plăcere. Am descoperit acest dispozitiv. Am descoperit torserul. Apelați la el cu încredere pentru că glicemia mea s-a normalizat, sunt convinsă că durerile articulare mi-au trecut datorită acestui dispozitiv și mai are o calitate importantă. Îți dă energie și forță atunci când crezi că ești epuizat. În tinerețe am făcut sport de performanță. Gleznele, amândouă, genunchii, amândoi, spatele, coloana vertebrală, umerii, cotul de la mâna dreaptă și la cervicală. Am avut probleme la cervicală. Și l-am pus aceea pe ceafă și dormeam cu el. Iar când nu dormeam cu el, îl puneam între mine și soția, în pat, între mine și soția. Am folosit torserul pentru dureri locale, pentru, în primul rând, că eu mai am durerile de la cervicatroză, mă mai doare capul. Din când în când, nu întotdeauna. Și atunci iau torserul și mi-l pun după cap. Cel mult 20 de minute și imediat mi-a încetat durerea. Torserul m-a ajutat în primul rând la durerile musculare. Pentru că asta a cedat în cel mai scurt timp de când am început să-l folosesc. Deci din prima zi mi-am dat seama că nu mai dor mușchii. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Am pus a doua recoltă în grădină. L-am pus aici, așa, în poșul peptului aici.